Serviciul de ambulanță al județului Sălaj organizează în această perioadă concurs pentru ocuparea a 3 posturi de șofer, unul la substația Șimleu Silvaniei, iar alte două la Jibou. Potrivit unui anunț, Serviciul de ambulanță județean Sălaj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 funcții contractuale de execuție. Este vorba despre un post de șofer autosanitară 1 la substația Șimleu Silvaniei și 2 posturi de șofer autosanitară la substația Jibou. Cei care vor să ocupe unul dintre aceste posturi trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să dețină diplomă de bacalaureat, permis de conducere pentru șofer profesionist, valabil pentru autovehicule din categoriile B și C, să aibă 6 ani vechime ca șofer profesionist sau 3 ani vechime ca șofer autosanitară 2 și certificat de absolvire a cursului de ambulanțier. Data limită de depunere a dosarelor este 14 aprilie, ora 15:30, urmând ca în 25 aprilie la ora 10 să se susțină proba scrisă, iar în 28 aprilie la ora 10 să aibă loc proba practică și interviul. Detalii privind condițiile specifice și bibliografia, precum și relații suplimentare, se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj din Zalău, strada Simeon Bărnuțiu, numărul 67, sau la numărul de telefon 0260 615 558.